Știu doar că joaca este singura lor bucurie. Tu nu mai știi de mult acest lucru. Aș vrea să-l rog pe colegul meu, Andrei, să-i aducă un fotoliu și să te invit aici alături de mine. Hai! Claudia, în primul rând vreau să mă bucur că te cunosc, pentru că tu mă faci să înțeleg că noi, oamenii care avem totul, nu știm decât să ne plângem și să-L mâniem pe Dumnezeu. Și să ne plângem că e greu cu un copil, că e greu cu doi. Eu care am acasă Pampers și am frigiderul plin și am mașină de spălat și am căldură și tot mă plâng că mi se pare greu. Uite, mă uit în ochii tăi albaștri. Și... mă scuzați. Nu te plângi, uite, ai venit în sândăluțe, știi că afară este cod galben de vânt și s-a anunțat la televizor, tu n-ai de unde să știi, pentru că n-ai televizor, că va fi foarte frig și tu ai venit în sândăluțe. Și scuză-mă, tocmai a început ploaia, când veneam, a început ploaia. Și am mai văzut-o și pe surioara ta, că a venit tot în sândăluțe, iar afară sunt 10 grade, presupun. Nu știu cât or fi la voi la Giurgiu, dar e foarte frig și m-am văzut acolo de multe ori desculți și când v-au întrebat colegii mei de ce sunteți desculți, ați spus că n-aveți cu ce să vă încălțați. Îl văd și pe tată, domnul Marin. Îmi cer iertare pentru momentul acesta de slăbiciune. Eu aș fi vrut ca acești copii să nu ne vadă plângând, pentru că ei nu înțeleg acum durerea din viața lor și mi-aș dori să nu o înțeleagă niciodată și să nu o simtă. Dar vreau să vorbesc cu tine. Uite, Claudia nu plânge, pentru că ea știe că n-are de ales. Claudia, ai 12 ani. Da. Mama ta s-a dus. Da. Câți ani aveai tu când mama ta a murit? 15. Cât aveai? 11. 11 ani. Da. Și frățiorii tăi, câți ani au acum? Hai să-l luăm pe primul. Este fetiță sau băiețel? Da, Vali, o cheamă. De unde îl luăm? De la îngătati sau? De aici. Da, ia zi. O cheamă Vali și are 6 ani. Deci primul este Vali? Da. Primul este Vali și are 6 ani? Da. Da, e fetiță? Da, e fetiță. E fetiță. Vali, 6 anișori. Da. Am înțeles. Mai departe? Ileana are 7. Ileana are 7 anișori. Așa. Mai departe? Mădălin are 9. Mădălin are 9 ani. Și? Florin, 4. 4 ani. Și tu mai ai acasă, mai ai câți frați, câți surori? Încă? Nu mai am. Nu acasă, dar mai ai încă 3 surori care s-au căsătorit. Da. Bun. Spune-mi cum începe o zi din viața ta. Le dau să mănânce. Ce le dai să mănânce? Mâncare. Ce? Ce le gătești? Mâncare de cartofi, cartofi, ouă. Îi îmbrac, îi duc la școală. Cine merge la școală dintre ei? Ileana. Ileana merge la școală și da. Ceilalți? Ceilalți nu, merge. Nu? Dar mai ai un frățior de 9 ani, el nu merge la școală? Nu merge. De ce? Nu vrea? Nu, nu poate? Nu are cu ce să încalțe, nu are ghiozdan, nu are caiete. Dar tu la 12 ani ai mers la școală? Da, am mers. Și cum faci ca să ai grijă? Mă duc o zi, da, una nu. Și cei de la școală, profesorii tăi ce spun? Nu spune nimic. Te-au înțeles că nu poți veni în fiecare zi? Și cine rămâne cu frățiorii tăi mai mici când te duci la școală? Mădălin. Dar la grădiniță nu merge nimeni? Nu. De ce? A fost ăsta mică, a fost la grădiniță. Da. Și a început să plângă și a adormit acolo. Și mi-a zis doamna de acolo, educatoarea, să nu-l mai dau. Că doarme. Așa v-a zis să nu-l mai dați ca doarme? Da, că doarme pe măsuța acolo. Păi ăsta e motiv să nu meargă un copil la grădiniță ca doarme? Dacă asta mica a adormit acolo, nici ea nu vrea să mai ducă. Că au fost amândoi. Dumneavoastră, în ce comună sau în ce localitate mai exact? Comuna Răsuceni, județul Giurgiu. Județul Giurgiu. Răsuceni de jos. Am înțeles. La 2 pași de București. Exact. Da, eu întreb așa. În primul rând, mă gândesc că și cei de la primărie, de la asistență socială, ar fi trebuit să se autosesizeze. Nu mai vorbesc despre cadrele didactice, grădiniță și școală, care vă cunosc situația. Și mă gândesc că ar fi putut să vă întindă o mână de ajutor tocmai
prin a lua cei doi copii la grădiniță, prin a se ocupa de ceilalți copii la școală, știind ce greu vă este dumneavoastră, care trebuie să stați toată ziua pe câmp cu vacile ca să mai faceți un ban. Ori îi dau acasă ca să nu doarmă la grădiniță și acasă cine să stea cu ei și ce să mănânce? Mănâncă, doamne, ce pot să le mai aduc eu după la lume, care îmi dă mâncare când... De pe la lume? Da, îmi dă mâncare la animale. Dar ghetuțe de iarnă n-aveți pentru... Nu. Dar știți că vine iarna, suntem în octombrie și s-a anunțat o iarnă foarte geroasă și foarte grea. Eu timp de iarnă eu le cumpăr cizme, că n-am... Dar poate să uită cineva acum la noi și ei sunt aici, pot veni. Deci nu vă supărați, ne spuneți că s-a venit dumneavoastră pe fiecare lună, cât câștigați dumneavoastră cu alocații, cu tot. Alocația este 6 milioane, 6 ajutor social, da? 12. Și mai au 8-9 de la vaci. Doamne! Vreau să vă întreb ceva. Soția dumneavoastră s-a prăpădit din cauza unui cancer. Da, tumoră. Da. Tumoră. Și care a fost cea mai mare dorință a soției dumneavoastră când a aflat că va muri în scurtă vreme? Ce v-a spus? Mi-a lăsat cu suflet să nu-l dau. Să nu-i dați? Nu. Pe niciun. Pe niciun. Deci ăștia micii ții acasă. Ăștia mari poate să ducă la școală, pe ăștia ți-ai grijă de ei. Că a murit, a lăsat cu suflet să nu-l dau. N-a fost nici înțărcat copilul. Am dus... Cât avea copilul când a murit, soție? Un an și ceva. Și nu era încă înțărcat. Nu, nu. Deci el nu o să aibă prea multe amintiri legate de nu. Mamă. Deci a uitat-o de atunci, doamne, de atunci a uitat. Așa, o să vă rog invitații noștri și doamna Lăcrămioara, care ne-a semnalat acest caz și care am văzut că vă preocupă, deși nu sunteți partea niciunei autorități care ar avea prin lege, prin statut și care e plătită pentru asta, să facă ceva pentru copii, dumneavoastră totuși ați făcut și vă mulțumim foarte mult. Eu vreau să fac un apel, până să vă dau dumneavoastră cuvântul, către toți cei care știu ce înseamnă să ai copii, dacă cumva au anumite hăinuțe sau papucei pe care nu îi mai poartă, pe care i-au purtat copiilor anul trecut, un ghiozdan care poate nu le mai folosește, nu mai vorbim de tablete, deja astea sunt lux, mă gândesc, tablete, telefoane sau gadgeturile astea ale copilăriei, să ne lase, dacă se poate, un contact sau vă punem noi în legătură cu ei și poate reușim să-i ajutăm ca măcar iarna asta să le fie mai ușoară. Îmi spunea doamna Lăcrămioara că nici măcar televizor nu au, măcar niște desene animate, dacă este atât de maturi. Mă uitam la ea în loc să joace cu păpușile, ea întinde rufele pe strâmă. Dar curent electric aveți? Avem, doamna, avem. E, tot e bine, totuși. Păi casa, dacă nu mi-o vedea domnul primar de la noi la Culșa, cădea casa pe mine. Uh-huh. Cădea cu țiglă și țigla s-a spart. Dar nu se prinde. Dar primăria, dacă tot v-a ajutat, nu poate să facă ceva cumva mai mult pentru acești copii? Uite, doamne, să strângă măcar, mă doare sufletul când văd sândăluțele astea de vară, pe o vreme ca asta, mai și plouă și vine și gerul, chiar vine zăpada. Păi nici pe alea nu le avea, doamne. Nici pe alea. Dar de unde le-a luat? A venit un om care a fost șofer pe autobuz. Și le-a dat. A venit cu sacoșa și le-a adus niște țolișoare și încă să... Am înțeles. Da. Vreau să-mi vorbiți câteva lucruri, nu știu, doamna psiholog, ce impact are o astfel de viață asupra dezvoltării emoționale a acestor copii? Păi stăteam și mă gândeam la cum privesc autoritățile, cum privesc ceilalți oameni, acești copii care, dincolo de toate, noi am văzut multe cazuri în acest platou. Dar aici s-a întâmplat cu adevărat o dramă. Îl vedem pe acest tată care se zbate săracul cum poate și cum să facă rost de o bucată de pâine, să pună acestor copii pe masă, cu gândul...